candidatul independent, în opinia mea, poate deveni un instrument și un mecanism foarte bun de creștere, dacă doriți, de educare a unei noi elite politice în Republica Moldova. Institutul candidatului independent va avea și un impact social major și eu îl formulez pentru o singură definiție. Mai mulți candidați independenți, mai puțin cetățeni indiferenți. Rezultatele ultimelor alegeri arată că din cei peste 1000 de consilieri raionali, doar 6 candidați independenți au trecut pragul electoral, iar din aproximativ 11.000 de consilieri locali, puțin peste 3% au ajuns în fotoliul de consilier. În istoria Republicii Moldova, nici un candidat independent nu a acces în Parlament. Am organizat un material video, doamnelor și domnilor, următorul venit să arată pentru activismul civic pentru libertatea de exprimare, pentru respectarea drepturilor României, Republica Moldova, în calitate de jurnalist, de omicist, dar și candidat independent la alegeri. Cel care vine cu foarte mult curaj de fiecare dată pentru a exprima probleme societății, așa cum le simt, așa cum le înțelege, este astăzi în această seară alături de noi. E vorba despre Oren Brenga. Ținând cont de partajarea în Parlament, în Guvern,
мав серце дискримінати тільки потребує силець боєць і самодук на нафти царя Солоку. Я все рік? Да, много раз. Ні, я ніколи не почувствовала. Я самий щастливий чоловік в Молдаві. Я думаю, если сейчас прокатит умов, я говорил, я думаю, по правилам так, что древний номер приблизки его база, интеллектуальные политические, что акты легислативные, секториальные. То есть, правда, древний номер требует интеграция кула, акты политические, публичные, что акты нормативные, адаптальные. Но и по акуру, акума, с одним этапом, где аккордыры экзистенции, говорят, что очень много не інтегрирує чисті місіоні Андрія Кодорова, що скеремлює часто просіва солдатів у сучасті. Юрій, крики держа АНЦС, кого треба затеплити, а тому чи побіж дискримінації? Спер за усім до нашого стрілку, фабрика на тобі сатурочка цих ролей публічній Молдова, так як садар, чи пісте хватарі неї, dar în cazul în care se întâmplă, e vorba despre cei care în următoarele momente vor fi invitați aici pentru a lua premiul român în domeniul întâlnirilor românii. E vorba despre Consiliul pentru Prevenirea și Prevenirea de Sănătate și Asigurarea Calității. Felicitări! La fel bine și doamna Svetlana Mironova, șefa oficiului Avocatului Poporului din Găgăuția pentru a îmâna premiul MONU, domnilor drepturilor omului, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Felicitări! Bună seara, doamna Boții! Un lucru cu care am început 2 și ceva ani în urmă, odată cu roade, cineva recunoaște acest lucru, eu nu sunt singur, cu mine sunt alți 4 membri Consiliului și aparatul Consiliului. Noi lucrăm împreună ca să combatem acest fenomen în societate și vreau să menționez și colegii mei membri Consiliului, Oksana Gumerna, prima președintă a Consiliului, colegul meu de reprimire, care e membru Consiliului, și este aici pe scenă Lucia Gavrilința, Doina Ioana Străesteanu și aici vedeți și colaboratorii aparatului Consiliului care de fapt lucrează cu plânge. E vorba de Olga Pumaga și Carolina Băgrin. Vă mulțumim că aveți încredere în noi și vreau să folosesc această posibilitate și să spun website-ul nostru e egalitatea.media. Citiți instrucțiunea și scrieți plângerea dacă vă simțiți discriminați. Bicicleta, la fratele cu bicicleta, la urmă cu bicicleta.
Am de spus un cuvânt în orice domeniu. Important este să fie întrebați. Asta se simt util și nu știu cum mă marginalizați. Persoanele în meditație trebuie încurajate. Ele au nevoie de susținere și de exemplu că viața nu se termină la 60 de ani. Mai mult, odată ajuns la pensie, ei au mai mult timp să-și ajute copiii și au timp de a se ocupa de bunurile și cu medie. Însă pentru a se putea întreține singur și a fi implicat suficient în societate, autoritățile nu ar trebui să uite de necesitățile acestora. Ar fi deosebit de avantajos că aceste generații să fie antrenate în câmpul muncii. Ca, pe de o parte, să avem și șansa dezvoltării, dar și populația care este la vârsta de pensie să-și obțină existența. Doamnelor și domnilor, premiul va fi oferit pentru o asociație care se află în afara Chișinăului și care este deosebit de activă în implicarea vârstnicilor în viața comunității. E vorba despre Asociația Comunitatea Locală Sincerei Noi. Felicite! Vă mulțumesc! Premiul va fi acordat de reprezentantul Centrului de Zi Speranța. Mulțumesc!